Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Urșii continuă să-și facă apariția în zona de nord a județului, cel mai probabil căutându-și hrană. În urmă cu câteva zile, un exemplar în vârstă de 6 ani a rămas captiv într-un gard ce delimita două grădini. Animalul a fost tranquilizat și apoi eliberat. Urșii s-au înmulțit considerabil în zona de nord a județului și continuă să-și facă apariția în multe localități, fie prin grădini, fie prin curțile oamenilor sau chiar pe stradă. Cel mai nou exemplu este cel al unui urs de 6 ani care s-a prins într-un gard ce delimita două grădini în comuna Albești de Mușcel. Reprezentanții Asociației de Vânătoare din zonă consideră că ursul nu se va mai întoarce fiind speriat, dar spun că este posibil ca alte exemplare să mai apară în zonă. Au sosit cei de la Jandarmeria Argeș, Jandarmeria Montană, care au asigurat perimetru împreună cu poliția. Au fost anunțați cei de la Asociația de Vânătoare Păpușa Lauta, din fondul cinegetic de vânătoare de care aparținem o parte a comunei. S-a procedat la apelarea celor de la Brașov care au avizat în acest domeniu cu privire la tranquilizarea lui. A fost eliberat ieri, duminică, în jurul orei 18, tot în același fond cinegetic de vânătoare. Problemele cu animalele sălbatice în Albești de Mușcel sunt destul de multe, atât cu urși cât și cu porcii mistreți, care s-au înmulțit foarte mult. Probleme mari, adică avem, cred că, în jur de vreo 12 urși care patrulează zilnic și în Cândești și în Albești, la diferite ore, chiar la orele 20, 19, pe stradă, prezintă un risc mare. Avem și porcii mistreți care au degradat, cred că, 50% din proprietățile cetățenilor. Edilul își dorește ca factorii decizionali să conștientizeze situația din teritoriu și să ia măsurile care se impun, pentru că în astfel de cazuri autoritățile locale nu au niciun fel de competență. Săptămâna trecută, tot în comuna Albești, un locuitor a filmat un urs pe stradă, atunci când omul se întorcea acasă de la serviciu, semn că animalele nu se sfiesc să intre în sat. Un bărbat din comuna Rucăr s-a ales cu piciorul rupt după ce un autoturism l-a lovit în plin chiar pe trotuar. Șoferul autoturismului a declarat că a vrut să iasă din parcare, iar pedala de accelerație a rămas blocată. Nu a mai avut cum să levite pe pieton. Șoferului imprudent se va întocmi dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un bărbat din Rucăr a trecut prin momente de groază. Se afla pe trotuar în dreptul unei instituții bancare din centrul municipiului Câmpul Lung, când pur și simplu a fost luat pe sus de un autoturism sub ochii îngroziți ai trecătorilor. Șoferul autoturismului, ce l-a accidentat pe pieton, un bărbat trecut de 60 de ani, a declarat că a vrut să iasă din parcare, a virat stânga, iar pedala de accelerație a rămas blocată. Se pare că șoferul autoturismului s-a panicat și nu a mai știut ce să facă, intrând în plin în bărbatul de pe trotuar. Omul a fost transportat la spitalul municipal din Câmpul Lung. A venit turul să mă omoare pe trotuar. Și direct peste bordură, des, peste parapet în mine. Am dat, l-am văzut că vine, am dat să sar peste gărduțul ăla. Dar m-a prins cu piciorul, l-a strâmbat și gardul tot acolo. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind zero. Acesta însă s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Vremea se schimbă radical, timp de două zile continuă ploile, însă de la mijlocul săptămânii se întoarce căldura. Vor fi temperaturi chiar mai ridicate pentru această perioadă. Vremea se schimbă din nou. După ninsori și ploi vom avea parte de un val de căldură. Meteorologii anunță că până miercuri vremea va continua să fie rece, ploile vor continua să cadă și vom avea parte și de vânt puternic în mai multe zone ale țării. De la mijlocul săptămânii, valorile termice vor începe să crească ușor și vor depăși media normală pentru această perioadă. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 0 și 10 grade Celsius. Așadar, vor fi valori termice ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile extracarpatice. Ziua Mondială a Educației, marcată prima oară în Argeș, spectacol cultural-artistic, a adunat elevi și cadre didactice din mai multe județe pentru a celebra ca la carte rolul activităților extrașcolare, în scopul stimulării motivației școlare. Cu această ocazie au fost acordate premii și prezentate o mulțime de momente artistice de mare însemnătate pentru educație, de ziua ei.
Anual, la 5 octombrie, este celebrată în lume Ziua Educației și a celor care activează în acest domeniu, profesorii. Aceștia sunt indispensabili unui învățământ echitabil și de calitate. Ziua Mondială a Educației, ajunsă la a treia ediție, a fost sărbătorită pentru prima dată în orașul nostru. Centrul Multifuncțional Pitești a găzduit cu această ocazie spectacolul cultural-artistic sub genericul Educația în straie de sărbătoare pe meleaguri argeșene. Inițiativa îi aparține profesoarei Doina Pătrășcan, președintele Asociației pentru Sprijinirea Elevilor, cadrelor didactice și a persoanelor cu dizabilități pro-educația. După cum ați văzut la intrare, avem și expoziții realizate de școli și grădinițe din municipiul Pitești, în hol, și festivitatea de premiere a unor olimpici internaționali, dar și a unor copii de la centrul de plasament din Găvana și din Ștefănești, care au obținut rezultate, performanțe deosebite în domeniul sportiv. Și ar trebui mai multă implicare, chiar din partea autorității, mult mai multă implicare. Consider eu că numai așa putem educa într-o societate în care asistăm cu toții la o criză a valorilor și la niște repere axiologice oarecum diluate și la niște situația pe care o știm cu toții, și eu zic că este important să organizăm cât mai des astfel de activități cu impact educativ, formativ la nivelul acesta. Prin diversitatea momentelor artistice s-a pus în valoare rolul activităților extrașcolare cu caracter educativ în stimularea motivației școlare. Prezentă la eveniment, actrița Doina Ghițulescu de la ansamblul Ciocârlia București a donat peste 100 de cărți drept premiu. Pentru ei, pentru copii, cărțile vor merge ca premii la copii. Să citească, este important, o carte pentru noi, noi citim. Este importantă sărbătoarea deoarece este Ziua Educației, Ziua Învățământului, este un dar și un prinos de recunoștință adus dascălului, profesorului, cadrului didactic, învățătorului. Și pentru educație e necesară educația în țara noastră, așa cum este necesară cultura, economia și toate lucrurile minunate care ar face țara asta să fie mult mai bună și mult mai lucrurile toate să fie aranjate în matca lor, așa cum zice românul, din inima mare acestui pământ și din doina de piatră bătută de vânt. Artiștii mici și mari au încântat publicul prezent cu momente cultural-artistice deosebite. O nouă experiență extraordinară pentru ansamblul folcloric Dorul la mii de kilometri distanță de casă. Argeșenii au zburat până în Coreea de Sud pentru a participa la trei mari festivaluri de dans în calitate de invitați speciali. Întoarcerea ansamblului folcloric Dor în Coreea de Sud a fost o bucurie și o onoare pentru dansatorii argeșeni. La 7 ani de la câștigarea premiului întâi la concursul mondial de dans de la Kyonan, Dorul a fost invitatul special al Asociației Coreene de Dans pentru trei evenimente culturale de mare anvergură. Seul, Daegu și Kyonan sunt orașele în care argeșenii au urcat pe mari scene în fața a 10.000 de spectatori. Misiunea a fost una specială datorită așteptărilor pe care organizatorii le-au avut de la ansamblul argeșan, ce și-a reconfirmat valoarea artistică, unanim apreciată de personalitățile artei coregrafice coreene. Wow. Romania Dol Group is the best of best group in the world. So the Romania Group is a very intimate, is a very fantastic group. 천안은 춤의 메카다. 체육적으로 얘기하면 올림픽이나 축구의 월드컵이나 똑같은. Un alt eveniment important a fost ședința Comitetului Executiv al Federației Internaționale a Organizatorilor de Festivaluri de Dans, FIDAF, la care Cătălin Oancea a reprezentat continentul european în calitate de președinte, FIDAF pentru Europa. Coregraful ansamblului Dorul, Cătălin Oancea, a făcut parte și din juriul care a desemnat câștigătorii competiției de dans de la Kyonan. Am fost gratulați, ca să spunem așa, cu șansa de a veni și a performa în fața unui public minunat. Am fost la Seul, am fost la un alt festival internațional de mare, mare, mare angajament, la Daegu, unde am fost onorați să deschidem festivalul cu o performanță uluitoare a ansamblului Doru. Aici la fel, am avut spectacolul în semifinală, am avut spectacolul în a doua semifinală și organizatorii s-au gândit că pentru prestația excepțională pe care Doru a avut-o atât în 2012 cât și anul acesta, să încheie finala din 2019. Este pentru noi poate cea mai mare realizare pe care am putut să o avem anul acesta și
o bucurie pentru tot ceea ce membrii ansamblului Dor au făcut în acest timp. Pe lângă reprezentațiile de scenă, argeșenii au susținut și spectacole de stradă, în care publicul a putut interacționa direct cu fiecare artist. La doar câteva zile după eșecul din campionat cu ASU Politehnica Timișoara, FC Argeș a anunțat ieri despărțirea de managerul Nicolae Dică. Rezilierea contractului s-a făcut pe cale amiabilă, neexistând niciun fel de probleme de ordin financiar între cele două părți. Odată cu plecarea lui Nicolae Dică de la Pitești, gruparea din Trivale s-a mai despărțit tot pe calea amiabilă și de colaboratorii acestuia, antrenorul secund Alin Popescu, antrenorul cu portarii Răzvan Stanca și preparatorul fizic Dan Didiță. Oficialii grupării din Trivale au anunțat că de pregătirea echipei se va ocupa secundul Vali Năstase. Nicolae Dică lasă FC Argeș pe locul 6 al clasamentului cu 16 puncte acumulate în cele 10 etape disputate din această ediție de campionat. Gruparea din Trivale, care în acest sezon și-a propus să se lupte pentru promovarea în Liga 1, este la 6 puncte în spatele liderului Turist Turnu Măgurele, care are un meci mai puțin jucat. În cele 10 etape disputate din această ediție de campionat, FC Argeș a înregistrat 5 victorii, un egal și 4 înfrângeri. După ce mai bine de două decenii a dat startul sezonului, de această dată, cea de-a 48-a ediție a Rally Brașov va trage cortina peste ediția 2019 a campionatului național de raliuri Dunlop, în perioada 17-19 octombrie. Cu 7 etape intense, actualul sezon continuă să rămână unul disputat, iar titlul de campion național absolut se va decide sub tâmpa. Lupta pentru trofeul cel mare se va da între Simone Tempestini și pișteanul Vali Porcișteanu, cei care au ocupat primele două locuri și la finalul anului trecut. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 3. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!